Bună seara și bine v-am regăsit la E vremea ta! Sunt Cristina Soare și astăzi, la nivel global, temperatura maximă a fost de plus 45,6 grade în Australia, iar cea minimă de minus 48,3 grade în Rusia. Rămâneți alături de noi în următoarele 12 minute. Avem cele mai noi știri de pe glob. Vă spunem ce ravagii face iarna pe planetă, ce se întâmplă cu sonda spațială InSight aflată în misiunea pe Marte și, nu în ultimul rând, vom afla cum va fi vremea pe termen scurt. Furtuna de iarnă însoțită de vânturi polare care mătură centrul și estul Statelor Unite de mai multe zile a făcut aproape 50 de morți și a lăsat fără electricitate 10.000 de americani în ziua de Crăciun. Violenta furtună de iarnă care a lovit Statele Unite în ultimele zile a provocat moartea a cel puțin 49 de oameni, dintre care 27 au decedat într-un singur comitat din statul New York, în contextul în care acest episod meteorologic, supranumit viscolul secolului, este departe de a se fi încheiat. Începând de săptămâna trecută, Statele Unite au fost lovite de o furtună de o intensitate rară care a adus vânturi polare ce au provocat căderi masive de zăpadă, în special în regiunea Marilor Lacuri. Nu este Crăciunul pe care ni-l doream, a spus Mark Polonchartz, un oficial din comitatul Erie, care crede că alte decese s-ar putea registra în acea zonă. Sunt persoane blocate în autovehicule de mai bine de două zile, iar altele în locuințe unde temperaturile sunt foarte scăzute, a avertizat el. Este o criză majoră, a recunoscut guvernatorul statului New York, Kathy Hochul, originar din Buffalo, care a mobilizat Garda Națională. Am văzut toate furtunile hibernale din ultimii 60 de ani, a spus ea. Aceasta este cea mai gravă. Peste 48.000 de locuințe erau în continuare private de electricitate luni pe coasta de est, unde intemperiile au lăsat inițial fără electricitate circa 150.000 de locuințe, potrivit poweroutage.us. Peste 10.000 de zboruri au fost anulate în weekendul de Crăciun, potrivit site-ului de monitorizare a zborurilor flightaware.com. În orașe precum Denver sau Chicago au fost deschise adăposturi pentru primirea persoanelor care au nevoie să se încălzească și să le protejeze de riscuri de hipotermie. În El Paso, statul Texas, migranți veniți din Mexic s-au adăpostit pentru a se încălzi în biserici, școli și centre civice. Unii au ales să rămână în exterior și să înfrunte temperaturile glaciare, întrucât le era teamă să nu atragă atenția autorităților pentru imigrare. Și de cealaltă parte a Oceanului Pacific, iarna face ravagii. Căderile masive de zăpadă în majoritatea regiunilor din Japonia au dus la moartea 17 persoane în ultimele 10 zile, potrivit unui bilanț provizoriu publicat de o agenție guvernamentală. Iar mii de locuințe de pe teritoriul țării s-au confruntat cu pene de electricitate. Zăpada a căzut din abundență în ultimele zile în insula principală a arhipelagului Nippon, Honshu, situată în largul Mării Japoniei, precum și în insula nordică Hokkaido. Un număr de 17 persoane și-au pierdut viața, iar alte 10 au fost rănite din cauza intemperiilor începând cu 17 decembrie, potrivit Agenției Nipone pentru gestionarea catastrofelor. Postul public de televiziune, NHK, a relatat despre mai multe cazuri de accidente mortale suferite de persoane vârstnice care au ieșit să degajeze zăpada din jurul domiciliului sau de pe acoperișul casei. La Hokkaido, 10.000 de locuințe s-au confruntat cu pene de curent în ultimele zile, dar alimentarea este în prezent complet restabilită. Agenția Meteorologică Japoneză le-a recomandat locuitorilor din regiunile afectate să nu pornească la drum după ce mai multe vehicule au rămas blocate. Acest episod de ninsori din Japonia ar trebui să scadă în intensitate începând de astăzi, potrivit Agenției Meteo Japoneze. 8 persoane au murit, iar aproape 46.000 au fost nevoite să-și evacueze locuințele în Filipine, țara afectată de inundații ample în ziua de Crăciun. În plus, 19 persoane sunt date dispărute după o săptămână de precipitații sezoniere intense în regiuni din sudul și estul arhipelagului. Baza de coastă a raportat că a oferit ajutor pentru peste 20 de familii din orașele Ozamiz și Clarin, cele mai grav lovite de inundații. Apele au urcat până la nivelul toracelui în anumite zone, dar ploaia s-a oprit astăzi, a declarat un agent pentru protecție civilă aflat în orașul Gingog. Dintre cele 45.700 de persoane evacuate, 33.000 aveau reședința în Gingog. 4 decese, dintre care 3 prin înnecare, au fost semnalate în orașele învecinate Jimenez și Tudela, în sudul țării. Alte 2 persoane, printre care o fetiță, s-au înnecat în orașele Libmanan și Tinambac, în estul țării, au precizat autoritățile pentru apărare civilă. 2 persoane au murit în urma naufragiului embarcațiunii de pescuit în care se aflau din cauza vânturilor violente și a valurilor mari în ziua de Crăciun în largul insulei centrale Leyte, a precizat paza de coastă. Alte 6 persoane au fost salvate.
Centrul și sudul Filipine, țară unde se produc frecvent catastrofe naturale, au fost lovite de intemperii concomitent cu începutul vacanței de Crăciun în acest arhipelag cu 110 milioane de locuitori, dintre care numeroși revin în orașele natale pentru a-și revedea familiile de sărbători. Filipine se numără printre statele cele mai vulnerabile în fața schimbărilor climatice. Oamenii de știință avertizează că intemperiile vor deveni din ce în ce mai puternice pe măsură ce încălzirea globală se accentuează. 15 persoane au fost spitalizate. În orașul Pirot, din sud-estul Serbiei, a fost declarată situație de urgență în urma unei scurgeri de amoniac provocată de deraierea unui tren de marfă în apropiere. Printre cei transportați la spital în orașul Nis, din apropiere, cu simptome de otrăvire, este un copil. Viața lor nu este în pericol, potrivit presei. Trenul cu 20 de vagoane transporta amoniac de la Agropolichim, Bulgaria, către producătorul sârb de îngrășăminte, Zorca Elixir, situat în orașul Sabaci, la 90 de km vest de Belgrad. Potrivit informațiilor din presă, două vagoane au ieșit de pe șine duminică după amiază și s-au răsturnat, provocând o scurgere la unul dintre ele. Ministrul infrastructurii, Goran Vesic, a declarat că starea proastă a căilor ferate, programate pentru reparații, este cauza accidentului. Portalul de știri Nova S a raportat că luni dimineață era ceață și un miros puternic de amoniac în Pirot. Școlile și grădinițele au fost închise din cauza situației de urgență și oamenii au fost sfătuiți să nu iasă afară din case dacă nu este necesar. A sosit momentul să vă spun cum va fi vremea în țara noastră în următoarele zile. Așadar, la noapte vor fi precipitații slabe, mixte, în nord, în centru și în est, iar la munte va ninge. Vântul se va intensifica în regiunile estice, unde la rafală se vor atinge și viteze de 40-50 de km pe oră, iar pe crestele Carpaților meridional și în zona Carpaților de curbură va sufla tare. Sunt anunțate viteze de până la 90 de km pe oră. Spre dimineață, în zonele joase din regiunile extracarpatice, pe arii strânse va fi ceață. Temperaturile minime vor fi cuprinse, în general, între minus 6 și plus 4 grade. Mâine, vremea se anunță frumoasă în toată țara. Vântul își va face simțită prezența doar la munte, iar temperaturile ridicate pentru această dată vor fi cuprinse între 3 și 10 grade. În București urmează o noapte liniștită cu cer variabil, iar spre dimineață în termometre vom avea minus 3 grade în zona preoreșenească și 0 grade în centrul capitalei. Mâine vreme bună, soare, nor strict decorativ, iar la amiază 9 grade. Presiunea atmosferică are și o valoare bună de 760 mm coloană de mercur și va fi în ușoară scădere. Poi mâine soare și 9 grade Celsius. Și la munte, atmosfera va fi însorită, vântul își va face simțită prezența doar pe creste, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 4 și plus 3 grade. La nivelul întregii țări, ziua de joi aduce, aproape aș spune, vreme de primăvară. Temperaturile vor fi în creștere, iar maximele vor tinde spre 12, posibil chiar 13 grade Celsius. Pe timpul zilei, atmosfera va fi însorită, însă către seară, în interiorul arcului carpatic, norii se vor înmulți și pe alocuri va ploua slab. Sonda InSight a NASA a rămas fără energie. Misiunea sa, ajungând la final după mai bine de 4 ani pe planeta Marte, a anunțat Agenția Spațială Americană. NASA a declarat că responsabilii misiunii nu au putut contacta sonda, ceea ce i-a determinat să concluzioneze că bateriile solare ale vehiculului spațial au rămas fără energie. Agenția a precizat totuși că va continua să asculte un eventual semnal din partea sondei, deși comunicarea pe viitor cu aceasta este considerată improbabilă. Ultima dată când InSight a comunicat cu Pământul a fost la 15 decembrie. Agenția a declarat anterior că echipa InSight se aștepta ca modulul să devină nefuncțional până în decembrie, după ce panourile solare ale sondei au produs din ce în ce mai puțină energie odată cu acumularea prafului pe acestea. Sonda staționară a detectat peste 1300 de seisme și a localizat regiunile marțiene predispuse la cutremure în timpul șederii sale de 4 ani pe Planeta Roșie. InSight a amartizat în noiembrie 2018 cu obiectivul de a studia undele seismice și de a afla mai multe informații despre interiorul planetei, care ar ajuta oamenii de știință să înțeleagă mai bine modul de formare a planetelor. Am urmărit lansarea și asolizarea acestei misiuni și, deși a ne lua dio de la un vehicul spațial este întotdeauna un lucru trist, activitatea științifică fascinantă realizată de InSight reprezintă un motiv de sărbătoare, a declarat Thomas Zurbuchen de la NASA. Doar datele seismice din această misiune Discovery Program oferă informații extraordinare nu doar despre Marte, ci și despre alte corpuri stâncoase, inclusiv Pământul, a adăugat el. În mod tradițional, la rubrica No Comment căutăm să vă arătăm lucruri și întâmplări deosebite. Astăzi vedem cele mai spectaculoase imagini de la finala campionatului mondial de drift, care a avut loc de Crăciun la Riyadh, în Arabia Saudită.
vezi, cel mai cald a fost în Spania, plus 24,5 grade. La polul opus se află Norvegia cu minus 24 de grade. Să vedem cum va fi vremea mâine. Iată că în peninsula iberică atmosfera va fi destul de închisă pentru că va fi ceață, iar la amiază vor fi până la 17 grade în Lisabona. În schimb, în țările vestice și în cele nord-vestice vor fi precipitații atât sub formă de ploaie, cât și trecător sub formă de lapoviță. În peninsula iberică și în peninsula italică vremea va fi bună mare parte din zi, soare, nori și puțină ceață dimineața. 17 grade vor fi în Atena. În țările central-vestice, pe parcursul zilei de mâine, precipitațiile vor fi sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, în timp ce în partea de răsărit va ninge. Vom avea, iată, minus un grad în Moscova și cel mult 8 grade în Berlin. Cu aceste informații am ajuns și la finalul emisiunii de astăzi. Ne revedem mâine seară de la ora 7:10, tot aici pe TVR2. Până atunci vă lăsăm cu imaginea zilei. Nu uitați că astăzi este Sfântul Ștefan, așadar la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Ștefan, Ștefania. Sărbători liniștite pe mâine!